Cum ați aflat de banul ăsta și așa mai departe? De unde? Ați aflat de pe Facebook? Păi trebuie să apară un băiat, dar pe Facebook nu știu. Dar voi de unde ați aflat inițial de cel cu maghiară? Da, am întrebat dacă... cum se fac, unde este? Și ce v-au zis atunci? Adică aveți voie să mergeți sau nu aveți voie? Sau... Nu, mama, oricum nu mergeam la banul acela oricum. De ce? Pentru că nu vreau să am mama. Părinții sunt cei care au aflat primii de ceea ce ascunde această invitație la bal în momentul în care copiii le-au cerut bani. Și profesorii au aflat abia când biletele se vindeau prin liceele constanțene. Mecanismul este simplu, firmele își fac promovare pe internet și distribuie biletele printr-un intermediar care le spune celor interesați că intrarea se face pe bază de invitație. Se mai vând bilete pentru balul bobocilor? Ce bilete? Pentru balul bobocilor. A, invitații? Păi și eu dacă sunt de la altă școală, alt liceu, nu pot să vin? Ba da, absolut. Și invitațiile de unde le iau? De la mine. De la dumneavoastră. Odată acceptată invitația, elevul se obligă să plătească suma de 20 de lei pentru a putea participa la bal, acolo unde apar și băuturile alcoolice servite minorilor sub 15 ani. Inspectoratul școlar trage un semnal de alarmă și le recomandă părinților să se intereseze înainte de a-și lăsa copiii să plece de acasă la distracție. Să se stăpânească, să nu consume băuturi alcoolice. Apoi, dacă aceste baluri se vor mai organiza, ar fi bine ca părinții elevilor claselor a noua, dacă nu, câțiva reprezentanți ai asociațiilor de părinți să participe la aceste baluri și împreună cu cadrele didactice să controleze elevii. În urmă cu un an, un elev de clasa 9 de la Liceul Pedagogic din Constanța a ajuns la spital în coma alcoolică după ce a participat la un astfel de eveniment. Am cerut biletele, am stabilit că persoana respectivă luase legătura direct cu copiii, fără să fie școala angajată în demersul acesta de organizare a balului bobocilor și atunci am cerut să vorbim cu părinții copiilor, retragerea tuturor biletelor din vânzare. Categorică suntem împotrivă, nu am văzut afișul, dar oricum școala am hotărât să nu fie angajată, am hotărât de comun acord cu colegii mei să nu fie angajată în niciun fel de demers de genul acesta, pentru că nu avem elemente suficiente de control pentru a preîntâmpina și probleme care ar putea fi generate de ceea ce spuneți dumneavoastră, consumul de alcool. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța spun că nu se pot implica în organizarea balurilor, însă inspectorii atenționează cadrele didactice și părinții să fie foarte atenți atunci când aud de balul bobocilor.